Consecvent obiectivelor de promovare a valorilor spirituale autohtone, Asociația Clepsidra organizează vineri 20 ianuarie prima conferință de anul acesta dedicată unei mari personalități roman-vodiste, omului de televiziune și cinematografie Virgil Petrovici, care a revoluționat tehnica iluminatului în televiziune și cinematografie. Printre organizatori se numără Primăria Municipiului Roman, Muzeul Calistrat Hogaș și Colegiul Național Roman Vodă. Remember, Virgil Petrovici. Am dorit să scoatem la lumină personaje, adică persoane romașcane născute în roman și care prin activitatea lor de-a lungul anilor au dus faimă atât orașului cât și instituțiilor unde au lucrat. Cine va... toate meridianele pământului și paralelele pământului. Cine va conferenția? Eu. Va fi și domnul Ameciobanu, în primul rând profesor Ameciobanu, doamna Jora, Cornelia Jora, Dan Dimitriu și Cornel Paiu. Așa. De ce nu ați făcut-o în Vila Hogaș, unde are acolo foarte multe... Nu, o facem în sala. Deci o facem în sala Garabeti Brăileanu, a liceului, a gimnaziului Roman Vodă. Iert. Sunteți desigur neliniștită din pricina domnului Colonel. Dar acum în Italia e destul de ușor. Așa-mi dat. O țigare? Da. Prietenul și colegul lui Virgil Petrovici, academicianul culturii romașcane, profesorul Gheorghe A.M. Ciobanu, una dintre personalitățile care va conferenția la această manifestare, își amintește cu mare respect despre personalitatea covârșitoare a acestui roman vodist de excepție, recunoscut și premiat la nivel mondial pentru contribuția sa la promovarea cinematografiei românești în lume. Virgil Petrovici pentru roman pe care așa de mult l-a iubit, a dovedit o viață întreagă, deși o Europa întreagă la aclama, el era mai departe romașcan. Pentru roman este o personalitate care s-a impus, nu prin faptul că are un nume care amintește de marele filozof român, și el la București a pus bazele televiziunii când toată lumea era cu televizor și cu televiziune, România încă întârziasă. Și Virgil a pus, cum spuneam, temelii de bază acestei noi formule de răspândire de informații și prin lucrarea sa de doctorat care se ocupă de iluminatul în arta, în artele vizuale, în teatru, în cinema, în televiziune. Și are sute și sute de emisiuni televizate pe care el le-a dublat cu comentariul lui. Multe alte lucrări care s-au impus pe plan mondial au fost apreciate în alte țări și în vest, dar și în orient, mă refer la Israel. Deci un personaj care a adus, cum spuneam, și romanul și liceul Roman Vodă pe care l-a absolvit, prin noi a plecat în lume, și culturii contemporane, un răspuns la ceea ce ziceți voi români, ce ați văzut voi în cultura universală. Și a adus cultura universală în universalitate. În Muzeul Calistrat Hogaș al Colegiului Național Roman Vodă există o vitrină în care sunt prezentate documente de mare valoare, în mare parte donate de Virgil Petrovici, care vorbesc despre personalitatea covârșitoare a acestui om de cultură recunoscut prin opera sa artistică la nivel planetar. Un specialist de recunoaștere națională și internațională în tehnologia iluminatului în televiziune. Am primit, vedeți, de la domnia sa teza de doctorat și mai ales diploma pe care a primit-o din partea Academiei
Academiei Române, deci primește premiul Academiei Române pentru lucrarea Macbeth cu măști, este undeva acolo. Colaborează împreună cu regizorul Liviu Ciulei la ecranizarea romanului Pădurea Spânzuraților. Vedeți aici și fotografia în momentul în care primește premiul Academiei Române, inclusiv scrisori, o scrisoare care mi este adresată ca mulțumire pentru ceea ce facem noi pentru păstrarea valorilor din acest muzeu. Virgil Petrovici s-a născut la Roman în 1935 din părinți evrei, absolvent al liceului Roman Vodă. După absolvirea facultății, a lucrat timp de 40 de ani în televiziunea română, unde a realizat 1500 de emisiuni. A colaborat la Iluminatul la peste 80 de filme artistice și documentare, seriale de televiziune, filme de lung metraj, lucrând cu mari regizori români ca Elisabeta Bostan, Liviu Ciulei, Stelian Milu, Dan Pița și alții. A contribuit la Iluminatul artistic al unor festivaluri de prestigiu ca Cerbul de Aur, Mamaia, Festivalul Ionescu. A scris 10 volume de specialitate și 25 de comunicări științifice. A colaborat cu Liviu Ciulei la Pădurea Spânzuraților, film premiat la Festivalul Internațional de la Cannes în 1985. A realizat o carte document despre filmul Pădurea Spânzuraților, publicat la Editura Tehnică în 2002, ilustrat cu imagini din peliculă. Ineditul acestei lucrări constă în inserția în voluma întregului decupaj regizoral afișelor de creație cinematografică a peliculei, a unor interviuri publicate în presa de specialitate a vremii, dar și a celor mai bune cronici cinematografice despre acest film de referință. Virgil Petrovici s-a stins din viață subit în anul 2003 în casa părintească din cartierul Danubiana, unde se retrăsese de ceva vreme. Întreaga manifestare, care se va desfășura vineri 20 ianuarie de la orele 16 la Colegiul Național Roman Vodă în sala Garabeti Brăileanu, va fi transmisă în direct de postul nostru de televiziune, cu sprijinul doamnei Aurelia Jora, patronul cofetăriei cu același nume.